Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Tradiția vie a spiritualității creștine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi este alături de noi și mulțumim foarte mult, Ovidiu Nedu, filozof, traducător. Vorbim despre cartea Teologia creștină liberală de Friedrich Schleiermacher, publicată în colecția Fiat Lux, în traducerea lui Ovidiu Cristian Nedu și carte care face parte din campania Tradiția vie a spiritualității creștine. Considerat, am putea spune, părintele teologiei liberale, Friedrich Schleiermacher este primul gânditor care încearcă să elaboreze un sistem al doctrinei creștine care este fundamentat pe experiența umană, asemenea oricărei alte științe și care își găsește principiile și validarea în investigația rațională asupra dimensiunii religioase a omului. Liberalismul său constă într-o reformulare a mesajului creștin în noul context cultural post-iluminist. Schleiermacher redescoperă rolul central al omului în religie, am putea spune homo religiosus, responsabilitatea individuală, atât în planul elaborării doctrinare, cât și în planul soteriologic. Ovidiu, o carte la care ai lucrat, o carte importantă, mai ales în această colecție și mai ales legat de discuția noastră de astăzi, Tradiția via spiritualității creștine. Ce te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor Herald și nu numai cititorilor Herald, cei pasionați de teologie, deopotrivă și de ceea ce înseamnă spiritualitatea creștină? Păi eu aș spune că este o carte care se adresează celor care gândesc pe potriva secolului 21, dar au încă ceva apetență pentru, sau au apetență pentru valorile și trăirile creștine. Deci este o carte care practic împacă cele două perspective, o gândire științistă foarte modernă, dar în schimb înglobează și trăirile creștine. De exemplu, Schleiermacher se dezice practic de toate conceptele transcendentaliste ale teologiei tradiționale. Pentru el, de exemplu, Dumnezeu nu mai este o ființă din transcendență sau dintr-un alt plan, ci în calitate de principiu al ordinii, Dumnezeu este imanentizat. Dumnezeu devine ordinea cosmică, pur și simplu. În felul ăsta se menține ideea importantă din spatele lui Dumnezeu, anume ca cel care instaurează o ordine și un sens în univers, dar totul este transferat în planul naturalului. Deci ordinea naturală devine practic Dumnezeu. Chiar și la Roma spune că este drăguță, că el identifică dragostea divină cu cauzalitatea. Dragostea divină prin care universul este ținut în ordine, prin care se menține un univers cu sens, este înlocuit cu un principiu pur natural, principiu cauzal. Și el chiar identifică acest atribut al lui Dumnezeu cu o caracteristică pur naturală. La fel, el practic înlocuiește toate elementele din descrierea tradițională creștină a lui Dumnezeu, le înlocuiește cu elementele Universului, cu componente cosmice, pe care nu le poate înlocui, de acelea se dezice. De exemplu, Trinitatea pentru el este o doctrină marginală, chiar își exprimă rezerve față de validitatea ei și spune că oricum mintea umană nu va putea ajunge la vreo concluzie în domeniul ăsta și practic propune o doctrină creștină care este eliberată de conceptul Trinității. Deci avem un Dumnezeu natural, un Dumnezeu natură, care are avantajul că menține tot ceea ce inducea vechiul Dumnezeu tradițional la nivelul Universului, adică sens, ordine, așa, dar totodată este un Dumnezeu acceptabil pentru gândirea secolului, atunci era secolul XIX, acum, dar se menține acceptabilitatea și pentru secolul 21. Deci a spune că asta a fost prima chestie care mi-a... Asta a fost lucrul care m-a impresionat la Schleiermacher, faptul că nu a mai fost... El nu mai dispus să mai riște, să mai introducă în spiritualitate concepte de gen Dumnezeu, suflet, sau tot felul de scenarii mitico-religioase, gen jertfa ispășitoare a lui Hristos. Pentru el, jertfa ispășitoare a lui Hristos este o caricatură magică. El spune că accentul trebuie să pice nu pe interpretarea mitologică a morții lui Iisus, ci pe viața lui.
Practic, viața lui Iisus trebuie să ne inspire și valorile pe care le-a întruchipat el în viață, nu interpretările mitice date unui eveniment, cum ar fi moartea sa. Deci, asta spune o teologie extrem de vie, într-un anumit sens, tocmai fiindcă pune accentul nu pe o așteptare escatologică, ci pune accentul pe ceea ce este trăit în mod efectiv acum. Este, spune, o teologie prin excelență vie, fiindcă Schleiermacher nu se aventurează la nimic de dincolo de viața asta. Nu, este o teologie lipsită de escatologie personală, de exemplu. Pentru Schleiermacher nu crede în viața de după moarte. El consideră că, după practică, după moarte, ceea ce rămâne este, să zic așa, imprintul nostru asupra Universului. Chiar spune că viața după moarte, așa cum este concepută în gândirea tradițională creștină, ca viața infinită într-un paradis, este o perspectivă foarte meschină. E omul care este frică de a adopta o altă perspectivă decât cea individuală și de a pur și simplu cele mai, nu știu, cele mai rudimentare și mai meschine așteptări ale sale, acelea de a-și continua viața în această formă, capătă o formă sacralizată, sub forma vieții sufletului în paradis, dar Schleiermacher oarecum remarcă cât este de simplistă și de nespirituală această perspectivă. El spune că spiritualitatea e constă în a asuma eșecul individualității, moartea individualității și de a-ți muta atenția asupra Universului, asupra cosmosului care rămâne în urma ta. Practic, crezi în viața veșnică a cosmosului, la care participi prin rolul pe care îl aduci ca individ. Dar nu crezi într-o... Dar el, practic, anulează orice relevanță spirituală a credinței în supraviețuirea individuală. El spune că este pur și simplu continuarea meschinăriei de pe pământ. Într-o formă... Crezi că pune accentul mai mult pe natura umană a lui Iisus Hristos decât pe natura divină? Da, bine, pentru el divinul oricum este naturalul la nivel holist. Pentru el Schleiermacher nu acceptă o dihotomie între sacru și natural. Sacrul este naturalul la nivel holist. Răul este naturalul văzut la nivel particular. Așa cum sacrul este naturalul în ansamblu și binele este pur și simplu a vedea naturalul în totalitatea sa. Deci răul ține doar de perspectivă. Și în felul ăsta, deci, și în cazul lui Iisus, ce îi conferă divinitatea este faptul că nu a accentuat asupra propriei persoane. Acțiunile sale dezinteresate și acțiunile sale dedicate celorlalți. Oarecum, deschiderea sa spre ceilalți, spre infinita, spune. Deci Iisus întruchipează divinul nu printr-o condiție ontologică a sa, ci prin modul său de a acționa pentru ceilalți. Și la Schleiermacher chiar oarecum anticipează teologiile eliberării, care, mă rog, vor apărea mai încolo, teologiile sociale, spunând că prima și poate cea mai importantă formă a spiritualității o reprezintă relația cu ceilalți, relația cu oamenii. Asta tocmai fiindcă spiritualitatea pentru el nu constă în legătura cu un eventual Dumnezeu. Dumnezeu, în fond, e natura în totalitate. Spiritualitatea constă în relația cu întregul. Și prima formă a întregului cu care venim în contact sunt ceilalți. Astfel că forma cea mai basic a spiritualității este tocmai relația cu celălalt. Și Iisus tocmai aici a excelat. Tocmai de asta, să zic așa, este de un grad de divinitate exemplar. Prin faptul că a trăit o viață în totalitate dependentă de ceilalți. Deci, tocmai de asta, chiar Schleiermacher spune că există un proces natural prin care divinul se difuzează în univers, iar acel proces este prin puncte concentrice, prin puncte care practic emană inspirație. Iisus ar fi un astfel de punct concentric. Și la urmă este foarte pluralist în abordare. Consider că există o nenumărate astfel de puncte concentrice de difuziunea inspirației divine, a inspirației holiste în univers, iar Iisus este unul dintre acestea. El nu este foarte confesional, adică o confesiune nu este altceva decât forme de trăiri spirituale care se inspiră dintr-un astfel de punct concentric. Dar evident că, într-un anumit sens, în lumea noastră există nenumărate puncte concentrice care radiază și care fuzionează la un moment dat. Deci, am spune că aici se... Dar deja intrăm într-o altă discuție și am legat de perspectiva lui asupra pluralismului religios. Dar în cazul lui Iisus, da, deci, condiția sa divină, condiția sa ontologică chiar nu fac obiectul interesului lui Schleiermacher.
El pune accentul strict pe viața lui Isus. Chiar propune un Isus viu în locul unui Isus mort, interpretat mitologic. Propune să ne axăm atenția asupra vieții lui și nu asupra morții lui. El chiar spune că ceea ce dă identitatea unei religii nu stă în niște credințe legate de condiția întemeitorului sau de anumite concepții ontologice. Dacă ne uităm și în creștinism, există o varietate uriașă de concepții teologice și totuși toți se consideră creștini. Și Schleiermacher mai spune că ceea ce dă identitatea unei religii este de fapt faptul că se inspiră de la un anumit personaj exemplar. Deci, o religie nu se identifică atât prin dogmele sale, prin cosmologia sa, prin teologia sa, ci se identifică prin faptul că se inspiră de la un personaj viu. După aceea, sistemul de credință poate avea o foarte mare flexibilitate. El chiar susține că doctrina este în permanență supusă schimbării și trebuie să se accepte schimbarea permanentă a doctrinii. El chiar spune că heterodoxia, erezia și ortodoxia sunt complementare, nu sunt opuse. Heterodoxia este elementul novator care provoacă mereu doctrina să devină tocmai adecvată științific, iar ortodoxia este oarecum elementul conservator care domolește acest progres și care încearcă totuși să-l valideze, să-l verifice. Și Schleiermacher spune că asta acționează în complementaritate. El, deși este în sine foarte progresist, el acționează totuși un rol important al ortodoxiei, în sensul că nu orice element novator ar putea fi confirmat la un moment dat. Și ortodoxia este tocmai cea care vine cu un anumit scepticism, cu o anumită frână într-o eventuală dezvoltare fără margine a doctrinei. Deci pentru el ambele sunt, să zic așa, ambele sunt bine, sunt benefice. El chiar spune că ceea ce pare blasfemie, că inițial toate doctrinele par blasfemii, dar ulterior ele ajung să fie incorporate în doctrină, efectiv, doctrina ortodoxă. Deci este o dinamică, a spune, prin contrarii a doctrinei. Erezia și ortodoxia contribuie împreună la formarea doctrinei de mâine, dar fără ca una să fie rea la modul absolut sau bună la modul absolut. Erezia de astăzi probabil că va deveni ceva din doctrina de mâine, din ortodoxia de mâine. În spirit iluminist, arhaicele forțe personale, cum ar fi îngerii, demonii și Dumnezeu însuși, sunt înlocuite cu principii naturale, așa cum spuneai și tu. Dumnezeu devine principiul suprem al armoniei și unității universului. Vechile scenarii care explicau realitățile și dinamica religioasă în termenii deciziilor și acțiunilor voluntare ale unui Dumnezeu personal își pierd cumva valabilitatea odată cu abandonarea perspectivei personaliste și sunt considerate drept rezultate ale gândirii mitologice, sensul lor religios fiind recuperat printr-o interpretare figurativă. Dragii noștri, a fost alături de noi Ovidiu Nedu, filozof, traducător. Am povestit pe marginea cărții Teologia creștină liberală a lui Friedrich Schleiermacher, publicată în colecția Fiat Lux, în traducerea lui Ovidiu Cristian Nedu, carte care face parte din campania Tradiția vie a spiritualității creștine. Mulțumim foarte mult lui Ovidiu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!